În fapt, în capitolul 2, este un cuvânt puternic pe care, de altfel, noi ne bazăm o doctrină întreagă și o structură a doctrinei noastre referitoare la lucrarea Duhului Sfânt. Uitați-vă ce spune în versetul 1, în ziua 50, erau toți împreună în același loc. Mai sus, în capitolul 1, vorbește despre stăruință. Oamenii ăștia stăruiau. Erau, spune în capitolul 1, undeva la 120 de persoane. Și versetul 2 spune de evenimentul care a avut loc atunci și acolo. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuit unui vânt puternic, a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare și toți s-au umplut, scrie aici, de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, slăvit să fie Domnul. Fraților și surorilor, textul acesta, spuneam, este un text foarte important. Să știți că experiența cu limbile de foc este repetabilă. Am întâlnit cel puțin două cazuri, în care povesteau frații, odată la Râșca, am fost undeva acolo în munți, și povesteau frații că au făcut stăruință și în timp ce făceau stăruință în casa unui frate, a unei surori bătrâne, a unor bătrânei, oamenii din sat au început să alerge cu gălețile. Au zis, mă, lua foc casa lui Pocăiță, hai să fugim repede, să stingem. Când ajung lângă casă, nimic. Nimic. Nu mai ardea casa. S-au dus acasă. Păi ce, nu știu ce ni s-a părut. Iar o fugit să stingă focul, că iar l-a văzut. Când se uită înăuntru pe fereastră, Pocăiță stăruia după Duhul Sfânt. Au venit limbile de foc deasupra casei și s-au văzut de acolo, de pe dealuri. Vedeau toți cum a coborât Dumnezeu și a dus din nou limbile de foc. Al doilea caz pe care l-am întâlnit, am fost la Ciudei, undeva de la Vicovul de Jos, ne-au luat frații și ne-au trecut granița și frații de acolo ne povesteau cum au fost luați și duși în închisoare dintre frați, dintre surori, și o soră care era în închisoare le-a spus celorlalte, uite, trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu, că o să vedem imediat care sunt pașii, trebuie să vă pocăiți și după aceea Dumnezeu o să vă dăruiască și botezul cu Duhul Sfânt. Și cum au făcut? Și au făcut așa un plan de lucru, de bătaie, și au zis celor din închisoare, zice, noi ne oferim voluntare, zicea pocăita și cu încă una care voia să stăruiască, ne oferim voluntare să mergem să scoatem apă din fântână pentru toată închisoarea. Planul lor care era? Stăteau la fântână și scoțând apă, stăruiau. Asta vorbea în limbi. Pocăita cealaltă se ruga, Doamne, dă-mi și mie. Și atunci Domnul a început să boteze. Dar imediat sare cel care era acolo sus la foișorul de observare, zice, domnilor, o lua foc fântâna, fugiți repede, când se duc acolo, nimic. A coborât Dumnezeu, a coborât Duhul Sfânt și limbile de foc s-au văzut, chiar cei din jur le-au observat. Dar nu asta e până la urmă, să știți, semnul, chiar dacă cineva zicea că semnul creștinismului nu-i crucea, că e limba de foc, e adevărat. Dar uitați-vă, fraților și surori, există în textul nostru niște schimbări, le numim schimbările cinci zecimii. Aici e foarte important să ajungem, schimbările cinci zecimii. Pentru că vine Domnul și îmi spune, nu cumva te-ai oprit undeva pe drum. Există niște schimbări, niște transformări, le ai tu în viața ta. Ai primit, că am putea tot repeta acest cuvânt, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, cuvântul pe care Pavel de altfel l-a adresat unor oameni din Efes. Uitați-vă, fraților și surori, că sunt aici în textul nostru, în special în seara asta s-a citit predica lui Petru, dar a fost de fapt predica Duhului Sfânt și faptele apostolilor pot să fie numite faptele Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a lucrat prin apostoli. Și haideți să ne uităm puțin la prima schimbare sau transformare. Oamenii aceștia au plecat de la niște presupuneri. Asta e prima
să zicem așa, prima stație la care s-a oprit. A fost prima atitudine pe care i-au avut-o, niște presupuneri. Ei, de la presupuneri, noi trebuie să plecăm mai departe. Mă duc la pocăiți, de ce? Mă gândesc că e bine. E o presupunere. Aș vrea să mă pocăiesc, de ce? Mă gândesc că Domnul, dacă vine, să-mi dea și mie raiul. E o presupunere. Vreau să fac botezul în apă, de ce? S-o boteza cu tare și cu tare. Te gândești tu că așa e bine. Trebuie să o iei altfel un pic, altfel. Și uitați-vă aici ce presupunere aveau oamenii aceștia. Cei 120 stăruiau, Duhul Sfânt s-a coborât, Duhul Sfânt a început să le dăruiască multe lucruri, deosebite lucruri. Și acum în versetul 6 și versetul 7 spune că s-au adunat. Și acum nu se mai uitau și punctul lor de interes nu mai era templul din Ierusalim. Era o odaie de sus, o cameră de sus. Versetul 7. Se mirau, se minunau, ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Asta e o problemă care li s-a ridicat lor. Măi, de ce? Cum îi auzim versetul 8 vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și atunci, imediat, vedeți, îs vreo 16 naționalități care îi auzeau vorbind. Vă spun că mi-am amintit de sora Rozalia de la Borhanci. Sora Rozalia de la Borhanci a avut un vis într-o noapte, pe o sfoară care era întinsă în curtea casei ei, avea o haină și a venit vântul și a zdrențuit-o toată și a ridicat-o în aer și o furtună puternică, până la urmă au descoperit în curte un inel de aur. Și când i-l-a spus lui fratele Lazar, a zis: fratele Lazar, femeie dragă, zice, ne așteaptă o mare încercare, până să ajungem noi la inelul de aur, vine furtuna. Și chiar așa a fost. Sora Rozalie s-a îmbolnăvit grav, a ajuns la spital cu probleme aici în zona abdomenului, la intestine. Dar să vedeți cum a venit Duhul Sfânt și a început să lucreze. Gândiți-vă, sora asta, anesteziată total, adormită total, stătea pe masa de operație și un medic care era maghiar o aude vorbind în limba maghiară. Așa vorbește Domnul, bărbatule, ia bisturiu, taie din intestinul cu tare. Lipește el celălalt, fă așa, fă așa. Ăsta a început să tremure. O femeie adormită să vorbească nu în română, nu în ungurește, ea vorbea în alte limbi, fraților, dar Duhul Sfânt vorbea și spunea lucruri minunate la omul ăla. A început să execute tremurând și după ce a terminat, a zis: duceți-o în salon, asta e Maica Precista. Așa i-a zis, asta e Maica Precista. Dați seama cum o socotea pe femeia aceea. Zice: mă duc să o vizitez în salon pe Maica Precista. Numai nu să închina în fața ei, oameni buni. De ce? Uite că Duhul Sfânt și astăzi vorbește și încă lucruri minunate. Dar problema a fost aici cu presupunerile. Problema noastră e la presupuneri, la nivel presupuneri. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Ăștia se mirau. Cum îi auzim vorbind? Și mai mult, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, versetul 12, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Și auziți, presupunere. Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Era adevărat? Nu, nu. Era o presupunere. S-au gândit ei că numai niște bețivi ar putea să vorbească într-un fel încât să li se încurce cumva limba în gură. Dar problema lor, ei au găsit o explicație logică, dar logica lor nu stătea în picioare. Un bețiv nu vorbește lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Un bețiv nu se clatină, scuzați-mă, nu-i ca unul plin de Duhul Sfânt care e sub directa influență și autoritate al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Nu, nu. Și atunci ei au aici o presupunere. Și uitați-vă cum ia de frumos Duhul Sfânt
Și de la presupunere îi duce la prorocii. Așa le-am numit eu, tot cu litera P, ca să le putem ține minte, dar îi duce la cuvântul lui Dumnezeu. Asta e esența. De la presupuneri, de la niște gânduri, de la niște cuvinte pe care eu le am, mă ia Duhul Sfânt și mă duce la cuvânt. La cuvânt. Vorbi bine, fratele, și-o insistat mult. Cuvântul este baza, fraților. Și orice prorocie, să știți, nu poate să vină să anuleze cuvântul lui Dumnezeu. Că mai întâlnit și astfel de idei, care nu-s biblice. Spune Domnul prin Apostolul Petru că orice prorocie nu se judecă singură, ci se judecă prin acest cuvânt care rămâne valabil, care este cuvântul lui Dumnezeu. Se poate schimba, poate să treacă cerul și pământul, dar o virgulă din cuvântul acesta nu trece, fraților, pentru că Dumnezeu e da și amin, slăvit să fie El. Deci vedeți? Prima călătorie, prima schimbare, prima transformare, de la presupuneri, sunt plini de must, ăștia-s bețivi, ăștia-s beți, la prorocie. Sau, mai precis, la cuvânt, la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, fraților și surori, Petru se ridică în picioare, versetul 14, nici n-a mai putut Petru să stea pe scaun sau unde era acolo, da? Se ridică el. Cei 11 stau lângă el, versetul 14, Petru ridică glasul și începe să le vorbească. Și priviți cum începe Petru. Mai întâi este o formulă de introducere la versetul 14. Bărbați iudei și voi toți cei ce locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Acum gândiți-vă, de ce nu i-o prins pe toți ăștia 16 în cuvântarea lui? Păi ăștia nu știau evraică, nu știau. Nu l-au vorbit la evrei. Nu l-au vorbit în arabă sau în persane. L-au vorbit în ebraică. Și atunci, asta e fraza, formula de introducere, versetul 14. Dar de la versetul 15 și până la 21, omul acesta intră în apărare, apologetică o numim noi, apologia lucrării. Și în apărarea acestui lucru, odată vine cu o dovadă din realitate. Oamenii ăștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi versetul 15, nu este decât ora 9, e o rușine pentru un bețiv să bea dimineața. Nu, e ora 9. De când vă gândiți voi că a început să bei? De la 6, de la 7, cum? Nu-i logic ce gândiți voi. Dar uitați-vă ce e important. Aici deja vine prorocia. Prorocia. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Și aduce dovadă din Vechiul Testament. Și observați că el aduce drept dovadă din două mari părți ale Vechiului Testament. Vechiul Testament era legea lui Moise, erau scrierile istorice și poetice și erau profeții. Ei, el ia o dovadă din profeți, din prorocul Ioel, și mai ia de la versetul 25 în jos o dovadă din David, din Psalm, din cărțile poetice ale Vechiului Testament. Și atunci el imediat vine și spune, asta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Deci de la presupuneri, măi, voi presupuneți asta, nu-i bine, măi, nu-i bine. Voi trebuie să veniți aici la prorocii, trebuie să înțelegeți prorociile. Duhul Sfânt este prezent, Duhul Sfânt vă explică acum ce se întâmplă. Și voi sunteți evrei și voi sunteți iudei. E al doilea argument, de ce Pavel s-a adresat bărbaților iudei și celor care locuiau în Ierusalim? Pentru că ei știau. Iau Vechiul Testament și atunci Pavel începe și le spune așa, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Ce anume? În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu. Și iară, fraților și surori, m-am uitat puțin aici la versetul 17 și la versetul 18. Această expresie, din Duhul meu, nu există în original. În original este, voi turna Duhul meu. De ce zic asta? Pentru că mulți ani la rând, unii dintre noi am crezut că Duhul Sfânt este o putere. Fraților, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt e persoană. Și atunci când zice Domnul, voi turna
Duhul meu peste cineva înseamnă că Duhul Sfânt intră în persoana aceea. Vreau să vă și citesc tot din Vechiul Testament un cuvânt pe care îl iubesc foarte mult, pentru ca să înțelegem că Duhul Sfânt nu e o putere, Duhul Sfânt nu e o apă, cum spun unii, sau știu eu ceva care se toarnă, care intră într-un vas și torni un pic aici, un pic acolo, nu, nu, nu. Duhul Sfânt este Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Uitați-vă în Cartea Judecători, capitolul 6 cu versetul 34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Și am găsit o altă traducere, spune Duhul Domnului s-a îmbrăcat cu Gedeon. Asta e mai frumoasă. Asta înseamnă că Duhul Sfânt intră în tine și carnea asta care e în exterior e numai carcasa, Duhul Sfânt înăuntru. Înțelegeți? Deci cam acolo merge contul ăsta și spune versetul 17, mă întorc în Fapte 2. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Iarăși o problemă aici, făptură, sarca sau sarx. Da? Sarx înseamnă carne, înseamnă trup, înseamnă natură umană. Duhul Sfânt nu botează îngeri. Duhul Sfânt nu botează morți, cum am întâlnit unii de astăzi. Zice, mă rog, că Duhul Sfânt, nu omule dragă, astea nu-s din Biblie, astea din mintea ta și mintea ta nu-i biblică. Duhul Sfânt botează oameni în carne și oase. Uitați-vă ce spune aici, da? Voi turna Duhul meu peste orice carne, peste orice trup. Că dacă zici numai carne... Am întâlnit pe alții, Doamne, ai milă, nici nu vă zic, că nu mai vă dau idei rele. Nu? Oameni, oameni și atât, nu altceva. Voi turna Duhul meu peste orice om. Asta are înțeles expresia respectivă. Feciorii, fetele voastre vor, și aici deja sunt trei elemente, prorocie, viziune sau vedenie și apoi visul. Adică, odată prorocia, profeția, asta o auzim, așa vorbește Domnul, sunt proroci și Domnul uite că și-a împlinit lucrarea asta în biserica lui. Apoi sunt cei care au viziuni sau vedenii, cum spune versetul 17, partea a doua, și apoi vorbește despre niște visuri, dar nu-s visurile obișnuite, că sunt oameni care și ei au visuri, oameni din lume, oameni născuți din nou, care, bă, am visat și eu cu tare, ce înseamnă și nu știe. Nu, aici se referă la viziuni de noapte, la vedenii de noapte, alea sunt adevăratele revelații de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, că numai vezi că vine și spune, uite, am văzut așa și a fost o viziune de noapte și în urma acelei viziuni deja e ca o prorocie, atâta de clar că știe omul ce să facă. În zona Bistriței era un om care s-a dus la preot și a cerut Biblia și a citit-o și a ajuns în textul acela din Efeseni în care spune că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi așa proroci și se duce la preot înapoi. Zice, domnule preot, unde sunt apostolii? Păi zice, ori fi pe undeva. Dar unde sunt proroci? Ori fi și aia pe undeva. Zice, auzi, eu mă duc să-i caut, rămâi cu mine. S-a dus și s-a pocăit până la urmă. Că a mers să-i caute. Aceea era, în concepția acelui om, aceea era biserica corectă, biblic vorbind, în care funcționau prorocii. Și uitați-vă aici, da? Zice, feciorii, fetele voastre, prorocie, tinerii voștri, vedenii, bătrânii voștri, visuri. Versetul 18, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și acum versetul 19, voi face să se arate semne sus în cer, terata, așa, și semeia, și minuni jos pe pământ, sunt doi termeni, pentru că aceiași termeni, uitați-vă, îi folosește în versetul 22. Când spune de Iisus că El era caracterizat de minuni, de semne și lucrări. Deci aceiași doi termeni de mai sus există și în lucrarea lui Hristos. De ce? Biserica fiind mireasa lui Hristos este o prelungire activă a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Biserica continuă lucrarea lui Hristos pe pământ. Și acum,
Mă întorc la tema pe care am zis-o, schimbările sau transformările cinzecimii. De la presupuneri, oamenii ăștia zbeți, la prorocie. Și se duce Domnul și spune, uite, prin Petru, începe să le vorbească. S-a prorocit în Vechiul Testament ce? Că Domnul toarnă Duhul și când toarnă Duhul, deja... Tu trebuie să te gândești că acolo vine Duhul și dă prorocii. Ce auziți voi pe ăștia că vorbesc în limbile voastre, vă traduce Duhul Sfânt direct. E o prorocie directă. Era la baptiști în mănășturi, la Betel, era un frate cu numele Ciobanu. Și fratele Ciobanu se duce în misiune în Rusia să predice Evanghelia. Și-o dat seama bătrânul că ceva se întâmplă pe acolo, că avea un translator cam parșiv. Omul ăsta, când fratele Ciobanu spunea cu toată seriozitatea din Biblie ceva, ăsta traducea în așa fel încât râdea oamenii. Și-o dat seama fratele Ciobanu că ăsta îl trișează, traducătorul, că era un ateu. Era un ateu și nu. Era, cred că, imediat după Revoluție. Fratele Ciobanu s-a oprit și a zis, auzi, lasă-mă pe mine un pic, că vreau să mă rog. Fără traducător, fără nimic, vreau să mă rog. Și s-a rugat fratele Ciobanu în limba rusă timp de 40 de minute. Gândiți-vă ce predică a fost aceea în care Duhul Sfânt vine și îl folosește pe omul ăsta, era botezat de Domnul, chiar dacă era de la baptiști, sunt și astăzi oameni botezați de Domnul. Și ăsta vorbea în altă limbă, în limba rusă, și l-a predicat direct Duhul Sfânt. Deci vedeți, așa s-a întâmplat și aici. Și vine, da, schimbarea a fost de la presupuneri la profeție. O venit cu profeția lui Ioel și uite ce a zis Ioel. Dar după aceea, versetul 25, uitați-vă ce spune acum David despre el, despre Hristos. Și iar le aduce o profeție. Versetul 30, David era proroc și știa ceva și Dumnezeu i-a descoperit lucrurile. Deci vedeți? Prima schimbare sau transformare a 50.000. De la niște presupuneri, om cu presupuneri, la un om care aude prorociile și începe să le trăiască pe viu, să le vadă, să le simtă. Măi, am auzit, măi, Domnul a vorbit, măi, uite, Domnul, așa și așa și așa. Și să știți că am întâlnit mulți oameni pe care Dumnezeu i-a transformat aici, la pasul acesta, da? Au avut presupuneri. A ajuns, este un frate în Australia și mi-a povestit, zice, m-am dus, eram ortodox, eram nepocăit, eram cu lumea în cap și cu toate în mintea mea și în inima mea și mă duc undeva în județul Bistrița la o rugăciune, stăteam pe scaun, se ridică prorocul și spune, așa vorbește domnul bărbatule, din tine vreau să fac un slujbaș al meu. Și zice, în momentul acela a intrat Duhul Sfânt în mine și am început să vorbesc în alte limbi și Domnul m-a transformat pe loc, m-a născut din nou. Deci gândiți-vă, aici poate deja să vină Domnul și la un om cu tot felul de presupuneri, de preconcepții, de tot felul de idei ciudate, să-l facă pe omul ăla să creadă în proroci, să fie mișcat de Duhul prorociei și mai mult să coboare Duhul Sfânt peste el. Dar haideți să mergem mai departe. Pentru că, ok, i-a dus Duhul Sfânt de la presupuneri sau preconcepții la prorocie, dar de aici, de la prorocie, n-a fost suficient. Pentru că și pe fratele din Australia o trebuie după aceea Duhul Sfânt să-l ia, să-l treacă prin Scriptură, să treacă Scriptura prin el și apoi să-l schimbe, să-l transforme. Nu-i suficient. Te duci numai la prorocie, aici e o prorocie, din toate alta, le punem etichete, așa, ca la știință, nu? Și tot ok. Nu, nu, nu. Zice Domnul, hai să mergem mai departe. Unde, Doamne? Uitați-vă cum ia acum pe aceiași ascultători, aproape 3.000 de suflete, spune Biblia, erau. Și ia Duhul Sfânt și de la profeție îi duce la persoană, la persoană, adică la Iisus Hristos. Aia e persoana centrală a cuvântului lui Dumnezeu, a mântuirii lui Dumnezeu, a mântuirii noastre, a fiecăruia. Iisus Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei, lăudat să fie Domnul. Și uitați-vă ce se întâmplă! Că după ce ia pe oamenii ăștia Duhul Sfânt și le explică prin prorocia lui Ioel, imediat, de la versetul 22 în jos, partea cea mai consistentă a mesajului lui Petru sau a Duhului Sfânt prin Petru este despre Iisus din Nazaret. Uitați-vă versetul 22.
Iisus din Nazaret, om a devenit de Dumnezeu, adică e un personaj istoric ăsta, măi, nu e o închipuire a voastră. Nu a inventat nimeni numele Iisus din Nazaret, a fost și este un personaj istoric, a trăit pe pământul nostru. Mai mult, omul acesta a fost adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne, lucrări pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci dovada istorică a miracolelor lui Hristos era cunoscută. Se știa. Gândiți-vă, oamenii ăștia trăiau într-o societate care forfotea pe lângă ei. Trecea orbul Bartimeu, fostul orb Bartimeu. Pe mine Hristos m-a vindecat. Am fost orb, mi-am primit vederea. Trăia acolo încă, acum când predica Petru. Nu departe de Ierusalim, unul la care te puteai duce și să-l întrebi: ei, cum te cheamă? Lazar din Betania. Într-o zi Hristos a strigat: Lazar, ieși afară, și am ieșit din cimitir și aici sunt înviat de puterea lui Hristos. Trăia și femeia aceea din care Hristos a scos 7 demoni și a rupt 7 lanțuri de peste ea. Trăiau și erau în mijlocul lor și le spune dovadă istorică. Da, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne, lucrări. Ce să mai vorbim? Că e diferență între vindecare și minune. Vindecarea este normal, în trupul omenesc, minunea poate să fie în natură. Oprește-te, mare, taci fără gură, vântule. Și să vină martori ăștia care erau aici și toți 11 care stăteau aici puteau să spună: da, am fost acolo. Și puteau fiecare dintre ei oameni buni, pentru că așa l-au ales și pe Matia, uitați-vă în capitolul 1, unul care a fost martor de la începutul lucrării până la final, inclusiv la înviere și la arătare, trebuia să fie și a fost, și toți erau martori și toți puteau să mărturisească. Ei au fost chemați de la presupuneri sau preconcepții la profeție, la cuvântul lui Dumnezeu. Dar de la cuvântul lui Dumnezeu sunt luați mai departe de Duhul Sfânt și duce la o persoană numită Iisus Hristos, Mântuitorul. Ei, fraților și surori, așa e de important. Noi nu-i chemăm pe oameni la pocăit să vină, fă-te penticostal. Nu, domnule, nu asta e interesul nostru. Du-te și fă-te baptist. Nu asta e interesul nostru. Interesul nostru este să-i spunem la om: vii să te întâlnești cu Iisus. Asta înseamnă pocăința adevărată. Pocăința adevărată este numai și se dă numai în prezența lui Hristos. Uitați-vă ce spune iarăși aici, că atât de frumos vorbește apostolul Petru. Odată dovada istorică a miracolelor, versetul 22, dar merge mai departe și uitați-vă cum apasă Duhul Sfânt pe rana lor. Dovada istorică a vinovăției, și asta trebuie să existe și în viața noastră. O minune poate să fie faptul că tu trăiești, versetul 22. O minune poate să fie faptul că Domnul te-a scăpat dintr-un accident grav de mașină. Dar uită-te un pic, o altă minune este că Domnul Hristos vrea să-ți ierte păcatele. Și păcatele iertate vin numai atunci când vine Duhul Sfânt și când te face conștient de propria ta vinovăție. Versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât știința mai dinainte a lui Dumnezeu, l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Voi sunteți ucigașii. Și deja aici e acuzarea, e degetul acuzării. El a fost așa, a făcut Dumnezeu minuni prin el, dar voi l-ați omorât. Și uitați-vă acum tot despre Hristos. Pe lângă rana acuzării, vine Petru în predica lui și aduce proslăvirea lui. Și uitați-vă câte versete alocă acestei proslăviri, acestei înălțări în slavă a lui Hristos, în fața oamenilor, în predică. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, adică anulând agonia morții, este în altă traducere, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și apoi dovezi, David zice: nu vei lăsa pe prea iubitul tău să vadă putrezirea. Lazar era putrezit, deja mirosea greu,
Lazar era de 4 zile, fiul lui Dumnezeu a stat numai 3 zile. De ce? La 3 zile încă nu era, n-a văzut putrezirea, în trupul lui n-a văzut asta. De ce? S-a ridicat din mormânt, e viu în vecii vecilor. Și asta era prorocit în Psalmul 16, îi spune cu alte cuvinte. Și uitați-vă aici de la versetul 32, că aici este o concluzionare, o concluzionare a ceea ce înseamnă persoana sau lucrarea lui Hristos, a persoanei care ne mântuiește. Și repet, revin, schimbările sau transformările cincizecimii, de la presupuneri, tot felul de gânduri, la cuvânt, la prorocie. De la prorocie, la persoană. Mă duce mai departe. Și uitați-vă ce spune versetul 32. Deja aici avem cel puțin șase lucruri despre care. 1. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus. 2. Noi suntem martorii lui. 3. Versetul 33. Hristos s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, adică prin puterea, că asta însemna mâna puterii era mâna dreaptă, da? 3. Hristos s-a înălțat. Apoi, 4. Hristos a trimis făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Apoi iar se referă la David. Mai aduce încă un 5 argument, da? Versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Fraților, problema noastră este următoarea. Și eu am pățit-o. Am fost la fratele Andruș, am stăruit, Dumnezeu m-a născut din nou atunci, după aceea am venit la demisol aici și am stăruit și Domnul m-a sigilat, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar după ce am ajuns acasă, a venit Satana și mi-a zis, în mintea mea, nu altfel, în mintea mea. Știi că scrie în Biblie că cine e născut din Dumnezeu nu mai poate să păcătuiască. Zic, știu, scrie. Ia încearcă să păcătuiești. Vezi, poți? Scrie în Biblie că dacă ești născut din Dumnezeu, Domnul ți-o dat Duhul Sfânt. Tu nu mai poți păcătui. Eu am crezut că e așa, ca și cum stai în Marea Moartă, că te ține sarea aia deasupra, totdeauna. Cum stă corabia deasupra, nu, mă, nu mai pot păcătui, mă, oricât o încercați, plin de Duhul Sfânt, mă, Duhul Sfânt în mine, nu mai pot păcătui. Și am încercat și am putut păcătui. Dar a venit Satana după aceea și a zis, vezi, acum trebuie să-L răstignești pe Hristos a doua oară și ești lepădat. Acum du-te și ia-ți viața. Gândiți-vă până unde a venit diavolul, că au fost niște frământări așa de mari în ființa mea, până am învățat să mă duc și să mă zmeresc și să citesc alt verset care spune copilașilor, dacă cineva, eu eram un copilaș în credință, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, lăudat să fie Domnul. Dar a fost o experiență, fraților, pentru că uitați-vă ce spune aici, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, ce înseamnă asta? Mă duc la El, salvează-mă, mântuiește-mă, iar am păcătuit, mă duc și mâine, salvează-mă, iartă-mă, iar am păcătuit, mă duc poi mâine, iartă-mă, iar am păcătuit, iartă-mă, iar am păcătuit și mă tot duc. Pe asta înseamnă că pentru mine Hristos e doar Hristos, doar Mântuitor, dar nu și Domn. Ori aici numește Dumnezeu a făcut, în primul rând, Domn, păi când mai vine diavolul în mintea ta, măi omule, și spune, hai păcătuiește, încearcă, vezi, poți? Nu mai pot, măi, că mâinile astea s-a lui Hristos, mintea asta e a lui Hristos, trupul ăsta e a lui Hristos, nu știi că ai fost răscumpărat cu un preț? Hristos a plătit cu sângele Lui pentru tine, de ce să păcătuiești iară, că tu ești a lui Hristos? Tu ești proprietatea Lui. Dacă înainte poate unul cu un cuțit era criminal și lua viața altora, dacă a venit un om bun și a confiscat cuțitul, ăla nu mai a omorât pe nimeni, pentru că natura lui era diferită, omul era bun. Așa e și cu noi. Noi devenim uneltele neprihănirii lui Hristos și Hristos în voi, nădejdea slavei. Domnul să ne ajute. Deci vedeți, fraților și surori, este argumentul sau adevărul al cincilea de aici. Și apoi este și al șaselea. Iar îl repetă. Pentru că, vedeți,
Duhul Sfânt prin Petru îi tot acuza, tot apăsa acolo, apăsa. Deci l-ați răstignit voi, de al șaselea adevăr, da? Dumnezeu l-a înviat, noi suntem martorii lui, versetul 32, Hristos a înălțat, versetul 33, Hristos a turnat Duhul Sfânt peste oameni, puterea Duhului Sfânt, scuzați-mă, da? După aceea Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, dar voi l-ați răstignit. Și după ce se termină lucrul acesta, ei sunt aduși chiar în fața persoanei lui Hristos. Uite cum l-a înălțat Dumnezeu și cum v-ați bătut voi joc de El. Gândiți-vă, da? Asta a fost traseul lor, dacă vreți. De la presupuneri, la prorocie, la cuvântul lui Dumnezeu, din vechi un special, la cuvântul predicat de Petru atunci pe loc, apoi de la prorocie la persoană. Acum erau în fața persoanei. Ce trebuie să facem acum? Că uitați-vă ce se întâmplă în versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au zis lui Petru și celorlalți: fraților, ce să facem? Și uitați-vă, de la persoană, acum mergem mai departe, la pocăință. Vedeți? Au fost presupuneri, gata, s-au dus, nu mă mai interesează, ale au fost din mintea mea. Nu mintea mea mă conduce, nu mintea mea mă mântuiește, mă bazez pe cuvânt. Am ajuns în cuvânt, da, cuvântul îmi zice de o persoană. Care e asta? Iisus Hristos, Hristos în voină de... Ok, am ajuns în fața Lui. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dacă mor la noapte, unde mă duc? Ce trebuie să fac? Pocăiți-vă, versetul 38, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Oameni buni, uitați-vă aici, în textul acesta, în versetul 38, sau 37 și 38, deja sunt cele patru porți spirituale pe care noi le tot predicăm de multe ori la evanghelizări. E credința, ei au început să creadă, fraților, ce să facem? E pocăința, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Este nașterea din nou, că vorbește aici de iertarea păcatelor voastre, astea vine numai prin nașterea din nou, da? Iertarea de păcate, apoi e botezul în apă, da? Veți fi botezați în apă și apoi este botezul cu Duhul Sfânt, da? Până la urmă ajungi la pasul 5, botezul cu Duhul Sfânt, dar primii patru pași, primele patru uși trebuie parcurse: credință, pocăință, naștere din nou, botez în apă. Și atunci ajungi la botezul cu Duhul Sfânt. Deci noi plecăm de la persoană și ajungem la pocăință. Și după aceea, uitați-vă că nu lasă cuvântul, nu ne lasă în ceață, și de la pocăință ajungem la plinătate, ajungem la plinătate. Uitați-vă ce frumos, Petru le-a mai predicat, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Versetul 41, au fost botezați aproape 3000 de suflete, dar 42, uitați-vă, plinătatea. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci doctrinar, erau tot prin Duhul Sfânt, la doctrină, la învățătură, la Biblie, în legătura frățească. Asta înseamnă plinătate, să stăruiești, să vezi că ți-e foame de cuvânt, să-i cauți pe frați, în frângerea pâinii, să te duci la cina Domnului, nu? În rugăciuni, să cauți rugăciunea, marțea seara, joi seara, când este rugăciune, când e stăruință. Dar mai este elementul numărul 5. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni. În popor frică de Domnul, între slujitori, puterea să facă minuni, fraților. Asta e plinătatea unde vrea Dumnezeu să ajungem. Că venim la stăruință și vorbim în altă limbă, e ok, e bine, dar Domnul vrea să ajungem până acolo, încât atunci când vine bolnavul să plece de aici, de la casa lui Dumnezeu, să mărturisească: s-a atins Hristos de mine, sunt vindecat în numele lui Hristos. Acolo trebuie să ajungem noi. Și vreau să finalizez. Mi-am amintit că am fost la un frate bătrân, i-am luat un interviu, fratele acesta mi-a povestit cum a ajuns el, cum Duhul Sfânt l-a dus pe el, de la tot felul de presupuneri așa pe care el le avea cu privire la pocăiți, a auzit că la pocăiți să stinge becul, că la pocăiți să fac multe și nu erau adevărate. Dar a ajuns de la presupunerile alea direct la plinătate, atât el cât și soția lui. Dumnezeu face, să știți, minuni, și lui Saul din Vechiul Testament i-a schimbat inima pe loc. Fratele ăsta povestea că s-a dus la pocăiți, a ascultat o predică și s-a dus acasă foarte gânditor. Când a ajuns acasă, soția lui l-a întrebat: unde ai fost la pocăiți? Vrei să te pocăiești? Dacă vrei, să știi că divorțăm. El n-a zis nimic,
S-a rugat în mintea lui: Doamne, ce să fac? Am avut atâtea presupuneri despre oamenii ăștia și eu simt acum că nu-i chiar cum am gândit eu, dar vreau să fac o schimbare. I-a venit o idee, eu văzut Biblie, avea o Biblie. Zice: frate, aveam o Biblie cu caractere chirilice. Nu era o Biblie cu litere latine, erau litere ca și în Rusia. Și eu nu știam limba rusă, eu nu știam nici literele acelea. Dar era în română cu litere acelea străine. Am luat Biblia și am zis la soție: dragă, vrei să-ți citesc ceva? Vreau. Iau, cred că citești într-o carte povești. Zice, am început să citesc. Și culmea că am știut să citesc. Și în timp ce eu citeam în fața soției mele, s-a coborât Duhul Sfânt, ne-a sigilat pe amândoi și la soția mea i-a dat Domnul dar de prorocie și ne-am botezat după aceea la Pentecostal și am rămas slujitorii lui Dumnezeu până la capătul vieții. Fraților, astea sunt numai minunile pe care Dumnezeu le face. Dar noi plecăm de la presupuneri, nu le mai băgăm în seamă, mergem la prorocie, cuvântul lui Dumnezeu care rămâne. De aici ne ducem la persoană, că ne arată persoana. Persoana ne zice: vrei să ajungi în părtășie cu mine? Da. Hristos spune: pocăiește-te. Mă pocăiesc. Și după aceea Domnul zice: vreau să fii plin de puterea Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.